Da, a venit momentul să mai filmez un nou video. Finally, nu? Doamne, greu, greu mă apuc, nu știu de ce, nu știu de ce. No, anyway. Astăzi, o zi frumoasă de carantină, cum este acum, soare, căldură, 21 de grade, am o soră în curte care se bronzează, poate o să o și prind un pic în filmare. Am decis să fac un vlog. Citesc o carte scrisă de Dostoevski numită Demonii și mă gândeam, măi, e un loc așa de frumos, e o lumină bună, de ce să nu filmez și un vlog? Am decis să vorbesc despre frică. Într-o noapte nu prea aveam somn, mă tot gândeam la o grămadă de chestii și mi-a venit în cap zicala asta românească, de ce ți-e frică, nu scapi. Și mă gândeam, mă, e foarte adevărat, tindem să atragem așa de multe lucruri, dacă suntem optimiști, atragem lucrurile optimiste, dacă suntem fricoși, exact de ce ne este frică, nu scăpăm. Frica poate să fie și bună, poate să fie și rea, adică ți-e frică să nu faci accident și tocmai din cauza asta nu mergi cu o viteză foarte mare și atunci ajută frica acolo, dar în momentul în care ți-e frică să, nu știu, mi-e frică să am eșec într-un lucru și atunci nu vorbesc, frica nu ajută în momentul respectiv, deci frica poate fi și bună și rea, trebuie să învățăm să o gestionăm, desigur, dar acum să vorbim strict la frica pe care o avem în momentul de față de coronavirus. Sunt unii care n-au niciun stres cu chestia asta, în ideea de mă nu li frică că s-ar putea îmbolnăvi și de exemplu și aici, e bună frica până la ideea în care mă vreau să mă protejez. Da, există coronavirus, există lucrul ăsta, hai să mă protejez, hai să, nu știu, să mănânc mai sănătos, în momentul în care mă duc la cumpărături, îmi pun mască, îmi pun mănuș, dar în momentul în care deja sunt atât de panicată încât un pic tușesc, un pic fac o chestie și am coronavirus, vai, persoana aia trece lângă mine, vai, o să iau, deja mi se pare că noi tindem să atragem ceva rău spre noi în momentul în care deja suntem panicați. E bine să ne luăm măsuri de siguranță, dar în momentul în care deja o e razna, nu cred că e ok și tare mă tem că foarte mulți oameni care s-au îmbolnăvit de coronavirus s-au îmbolnăvit pur și simplu numai din cauza că creierul le-a stat strict numai pe coronavirus. Coronavirus, 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 coronavirus și automat s-a îmbolnăvit de coronavirus. Da! Nu știu dacă știați, era o poveste la un moment dat, era vorba despre doi oameni care li s-au dat, au făcut un test pentru să afle dacă au cancer și li s-a inversat rezultatul. Cel care avea cancer i s-a spus n-ai cancer și cel care nu avea cancer i s-a spus ai cancer. Și așa s-a ajuns că persoana care de fapt avea cancer, dar i s-a spus că nu are, s-a vindecat și cealaltă, chiar dacă nu era bolnav, s-a îmbolnăvit, fiindcă în creierul lui s-a gândit mereu că e bolnav. Pe ce ne focusăm noi gândul, exact chestia aia tragem. Deci e foarte reală treaba asta. Multă lume ceva aia, dar ești prea optimistă, la 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 la. Dar nu e așa, e o chestie care cred că decid să fiu optimistă, decid să fac lucrurile într-un anumit fel, decid să nu-mi fie frică de anumit lucru, chiar dacă inițial mă poate speria. Pur și zic, mai acum cel mai mult eu cred că ne poate ucide frica asta exagerată. Că e bine să o ai, da? E bine, dar nu în mod exagerat. Să treacă avionul pe cer. O altă întrebare pe care o am în gând e ce facem cu timpul ăsta super mult liber? Îl petrecem îngrijorându-ne sau îl petrecem, nu știu, punând focus pe ceea ce avem, punând focus pe lucrurile pe care le putem face, punând focus pe a avea speranță sau punând focus pe a oferi cuiva speranță. De cele mai multe ori, chiar dacă ajungem la îngrijorare, în momentul în care ne focusăm foarte mult pe noi, da, te focusezi pe tine, te gândești, mă, vai, dacă îți dureze timpul ăsta mai mult de două, nu o să mai am bani. Dacă o să dureze timpul ăsta așa mult, nu o să mai pot avea chirie, nu o să mai am aia, nu o să mai am cealaltă. Și ne focusăm mult și mai mult și mai mult. Și de fapt, când te gândești că tot ce avem noi e ziua de astăzi, tot ce am eu în momentul ăsta e acum, mâine, nu știu ce mi-a duce ziua de mâine, cum, uite, într-o săptămână s-a dus totul și nu știam
ce o să ne aștepte și suntem în carantină, așa se poate întâmpla, nu știu, mâine să murim sau mâine să se întâmple ceva. Și noi ne-am îngrijorat pentru următoarele 2 luni, că peste 2 luni nu o să mai avem bani și nu o să mai avem mâncare. Pierdem un moment foarte prețios, un moment în care ne putem bucura că suntem în viață, ne putem bucura că suntem sănătoși, ne putem bucura de familia noastră sau de faptul că avem un loc unde să stăm acum. Ne pierdem pe faptul că ne gândim la mâine și la vai ce o să pățesc. Măi, atâta timp cât acum ești ok, ești super bine, focusează-te pe asta. Un lucru foarte fain pe care putea să-l faci ar fi să suni niște prieteni care probabil o duc mai rău decât tine, să îi încurajezi, să ai cuvinte de speranță pe limba ta, să vorbești cuvinte pline de speranță și de optimism și astfel să ajuți oamenii din jurul tău și crede-mă că mult mai fericiți am fi dacă din puținul pe care avem ajutăm pe cineva care are mult mai puțin decât avem, decât dacă ținem totul pentru noi că în 2 luni nu o să mai avem nimic. Trebuie să fim mai curajoși, trebuie să credem că totul va fi bine și numai așa o să putem să aducem binele. Da, chiar cred chestia asta. Că dacă suntem mai optimiști, putem să ieșim din situația asta mult mai repede decât ne-am imaginat. Și mi se pare că toată frica asta a fost băgată în noi și toată nebunia asta de social media, din televizor, tocmai cu ideea ca să oamenii se panicheze mai mult și mai mult și mai mult și să se îmbolnăvească mai mult. Fiindcă, da, când ți-e frică, te stresezi, stresul atrage boli și boala atrage multe alte chestii, moartea și lucruri pe care nu vrem să le avem. Așa că hai să zâmbim mai mult, să ne bucurăm mai mult, să avem grijă de noi, să mâncăm mai sănătos și să ne bucurăm de viață. Uitați aici, curtea mea. Și să citiți mai mult și să vă rugați când mai este frică sau când simțiți așa că vă sunteți neliniștiți. Pe mine foarte mult mă ajută în momentul în care simt așa că sunt neliniștită, simt că mă ia o panică sau un stres. Mă rog și zic, Doamne, Tu ești în control, te las pe Tine peste viața mea, ai grijă de mine și așa de mult mă liniștesc. E incredibil. Sper din toată inima că nu sunteți, nu vă e frică de nimic. Dacă vă este frică, scrieți în mesaje, în comentarii, de ce vă este frică și sperăm să ne putem ajuta unii pe alții. Vă pup și să aveți un timp frumos în perioada asta. Căutați ce mai frumos și faceți ce mai frumos. Pot să fac un vlog în care să vă arăt o zi din viața mea de carantină. Ar fi de bună, nu? Vă pup!